Mesajul de astăzi este un exercițiu pe care niciodată nu l-am mai făcut în forma aceasta și a rânduit Dumnezeu să nu-l fac numai în familie, era mai jos să-l fac numai cu biserica de Ogorodă. Dar avem și o grămadă de oaspeți, însă Dumnezeu știe mai bine. E titlul mesajului, dacă ar fi să-i dau un titlu, ar fi Dezvrăjirea de Spiritul Crăciunului și revrăjirea cu Duhul Întrupării. Prin adevăr, altfel de avem acum. Și este o încercare de a aduce gândul lui Hristos în sărbătoarea noastră. Nu mă voi referi la sensul sărbătorii, la miezul sărbătorii, pentru că mai avem o săptămână de pregătire până acolo. Mă voi referi mai degrabă la felul în care ne apropiem de sărbătorii, la atitudinile și practicile pe care le avem în apropierea de sărbătoare. Căci Biserica de Hristos a pierdut pe drum disciplina sărbătorii și de aceea a pierdut adevărata bucurie în sărbătoare. Adesea. În esență, munca mea, slujba mea astăzi prin cuvânt, nu este cea a unui medic generalist care, când mergi la el și are o problemă gravă, îți spune, îți dau calmante să nu te mai doară și apoi te trimit la specialist. Este mai degrabă munca chirurgului, care ia bisturiul și începe să despartă celulele canceroase de organul care trebuie să rămână curat, sănătos, sau celulele tumorii greșite, bolnave. E o încercare de a aduce gândul lui Hristos în ghiveciul sărbătorii. Așa cum spunea așa seară, ghiveciul sărbătorii noastre. Pentru că, din nefericire, Biserica lui Hristos a ajuns să trăiască un ghiveci în aceste sărbători. Am să caut să fiu realist, nu pesimist, dar spunea cineva de un pesimist tonic, adică un realist, prin cuvânt, care să ne ajute să ne dezbrătăm mintea de iluzii și de amăgiri, și să regăsim adevărul, pentru că în adevăr vom găsi libertate și în libertate vom găsi bucuria adevărată în aceste sărbători. Învățătorul, profesorul, cred că de religie, am stat la școală, i-a întrebat săptămânile trecute, spuneți-mi ce înseamnă Crăciunul, câteva lucruri care caracterizează Crăciunul. Și copiii, colegii lui Sau, început să spună. Și dacă știți acele digiboard-uri, tabla mare și cele două aripi laterale, au început să se umple. Aripa stângă mică, după aceea tabla mare și s-a trecut și pe ultima bucată de tablă și s-a spus de tot felul de lucruri. Și la final a prins curaj și Sau să spună, spune, Iisus, Iisus. Și a trecut profesorul acolo la coadă Iisus și a spus după aceea, a fost un test, am fost să văd când apare numele Iisus în răspunsul pe care dăm la această întrebare. Acum noi știm prea bine, că doar suntem creștini, că noi dacă ne s-ar pune întrebarea și am avea dat la față, din start am pune numele Iisus, nu-i așa? Însă mă întreb dacă nu cumva după ce am pune numele Iisus, am pune același cărnaț de lucruri și până la urmă Iisus ar ajunge doar unul dintre multele lucruri care înseamnă sărbătoarea pentru noi. Și de ce l-am pus primul? Importanța lui se diminuează în ghiveciul de lucruri cărora noi le acordăm importanță în aceste sărbători. Așadar, astăzi, vreau să facem un exercițiu de cugetare. E riscant, pentru că e mai ușor să citești un text biblic și să mergi expozitiv prin el, să-i expui principiile și să încerci după să faci aplicații directe ale principiilor. Nu avem neapărat un text care, la modul cel mai direct, să răspundă la întrebările pe care mi le stârnește interacțiunea cu realitatea în contextul acestor sărbători. Și totdeauna, am mai spus că eu biserici asta și am simțit pe pielea mea, când rămâi la a enunța principii, lumea spune, ah, ce predică frumoasă.
În momentul în care intri pe tărâmul aplicațiilor, începe omul să se simtă atins și provoca la schimbare și nu-i place. Și atunci apar cârtirile. De ce au făcut Lucian aplicația așa și așa? Eu intru pe un teren oarecumulat. Sunt mult mai fainibil, mai predispus creșenii ca predicator în exercițiul pe care îl fac în această dimineață decât în expunerea unui text public, pentru că încerc să gândesc din perspectiva lui Hristos o realitate în care de voie de nevoie trăim. Și încerc să sortez puțin lucrurile aducând gândul lui Hristos, nu de acum. În mod intenționat, de 20 de ani mă silesc ca orice gând să fac urma ascultării lui Hristos, să mă umplu de Scripturi și să pricep pe una dintre rugăciunile mele constante. Doamne, dă-mi inima ta și gândul tău. Să gândesc ca tine, să simt ca tine, în relații, în felul cum gândesc viața, în felul cum gândesc viața de familie și viața bisericii. Deci, pornind de calea aceasta a cugetării, o întrebare care mi se poate părea inutilă, ce sărbătorim în această perioadă? Spuneți, ce sărbătorim? Nașterea sau întruparea Domnului Iisus Hristos. Foarte bine. De ce sărbătorim nașterea? V-ați întrebat pe data. De ce sărbătorim nașterea Domnului Iisus Hristos? Cum? Să nu uităm să ne aducem aminte. S-a poruncit sărbătoarea aceasta. În Scriptură mă refer. Nu. Deci nu o sărbătorim pentru că s-a poruncit sărbătorirea ei. Dar înainte de asta, noi spunem Crăciun la sărbătoarea aceasta, nu? De ce vă numiți voi el din Harmony Band? De ce v-ați ales numele său? Ok? În ce fel? Ok. Deci există explicație în spatele numelui acestei formații muzicale, grupuri slujitori care slujește. Proveneau din Biserica Elim, căutau armonia și exprimarea iubirilor de Dumnezeu în felul acesta. De ce nu sărbătoarea aceasta Crăciun? Care este legătura între miezul sărbătorii și numele sărbătorii? Adică, v-am mai spus eu altă dată, dacă arată ca o rață, dacă umblă ca o rață, dacă mătăie ca o rață, de ce îi spui lebădă? Sau invers? Înțelegeți ideea? Eu nu sunt un, cum să zic, un iconoclast, nu vreau să distrug icoanele ce le avem noi în mințile noastre de sărbători și așa. Dar cred că numele ce le dăm realităților influențează modul în care noi gândim despre realitățile respective. Personal, de 10-12 ani, mi-am spus din vocabular cuvântul Crăciun atunci când mă refer la sărbătoarea întrupării Domnului nostru. Și dacă aveți puțin spirit de observație, întotdeauna când mă auziți vorbind despre sărbătoarea reală, eu spun sărbătoare naștere sau spun întrupare sau spun naștere, nativitate sună cam așa nepotrivită din la un neologist care poate te scrie la un moment. Dar în felul acesta, în mod intenționat și conștient, am renunțat la folosirea cuvântului Crăciun. Îl folosesc, mă refer la sărbătoarea în general, la sărbătoarea comercială, pentru că asta este. Dar când mă refer la ceea ce sărbătorim, într-adevăr, îi spun naștere, îi spun întrupare. Și știți ce se întâmplă? Fiindcă e un act intenționat. Referința mea la sărbătoare mă păstrează, păstrează mintea într-o conștiință vie legată de ce înseamnă sărbătoarea asta. Pentru că, în mod intenționat, am ales cu mintea mea
Se numesc realitatea aceasta cu numele pe care merită. Și îmi ține mintea treasă. Stați liniștit că nu judec pe nimeni după care folosește sau nu cuvântul Crăciun. Nu-i chestie, deci vreau să relaxa lucrurile astea. Dar cred că e un exercițiu bun pe care eu îl testez de 10-12 ani și cred că are niște oameni bune. Ne ține mintea trează legată de ce înseamnă sărbătoarea aceasta. Nu prea știu dacă s-ar compune, când se compun cântările, cum ar fi să înlocuiești cântul Crăciun. Avem o grămadă de cântări. E Crăciun? E Crăciun? Oamenii îmi spun. Cum să-i spun? Nu poți să-i zici și e naștere, e întrupare, e... Cumva trebuie să ai un așa. Dar sunt și un pic de poet și știu că în momentul în care ai o viziune legată de niște valori pe care le urmăresc, îți găsești și calea în care să le pui în poezie. Personal, sper să dobândească cântările noastre mai multă profunzime, chiar și în privința asta. Fără să zăbovim mult la problema legitimității sărbătorii, vreau să las niște, măcar niște gâte de întrebare în mințile noastre, ca să, cel puțin, să scutur mințile celor care un pic stau atât de ferm pe această sărbătoare, crezând că stau pe stânca cuvântului și nu-și dau seama că stau pe nisipul unor tradiții. Nu intru în istoria întregii sărbători în sine, însă vreau să vă spun că data nu se cunoaște când s-a născut Domnul Iisus Hristos, 25 decembrie sau 6 ianuarie, depinde de calendarul pe care merge, Biserica Răsărindeană, Biserica Apuseană, sunt niște convenții posibile, nu foarte probabile, dar posibile. Oile stăteau afară în câmp, în general, în perioada martie, noiembrie, dar în jurul Betleemului, în clima din Orientul Mijlociu, sunt în scrierile ebraice antice menționări că puteau să stea și în perioada de iarnă. Deci, poate să fie data de 25, dar nu avem niciun indiciu că a fost data de 25. De ce? Pentru prima dată a fost avansată, dacă îmi amintesc bine, prin secolul II și după aceea reluată de Ioan Hrisostom prin secolul IV și după aceea bătută în cuie în momentul în care creștinismul a devenit religie oficială în Imperiul Roman, mult mai târziu, prin secolul V-VI, atunci a fost impusă ca sărbătoare creștină, interesant asociată și cu sărbătorile păgâne de Saturnalia, care se întâmplau în cinstea lui Saturn, zeul recoltei la romani. Unii cercetători susțin că a fost, de fapt, o convertire forțată a unei sărbători deja existente păgâne într-una creștină, care a reușit să convertească ceva aici, acolo, dar nu în mod esențial sărbătoare. Așa că, în evul mediu, găsești, spui mâinile în cap, când te uiți în ce fel se desfășurau sărbătorile acestea de iarnă asociate cu nașterea Domnului Iisus Hristos, ce bancheturi și ce destăvălări erau asociate cu ele. Avem însă certitudini. Avem certitudini legate de ce înseamnă nașterea, nu le amintesc pe toate, va fi rostul perioadei următoare să le descoperim acasă sau împreună în cuvânt. Faptul că nașterea Domnului s-a întâmplat, faptul că a fost miraculoasă, asistată dumnezeiesc, providențial, în tot felul de evenimente miraculos combinate, faptul că a venit la vremea hotărâtă de Dumnezeu, la împlinirea vremii, cum spune Galateni 4, faptul că au fost martori ai evenimentului acestuia și Dumnezeu a ales martori de mai multe clase sociale, faptul că s-a petrecut în taină, a fost foarte discretă. Există un înțeles profund al acestei sărbători ca împlinire a tuturor profețiilor vechi testamentare. Există, de asemenea, promovarea în Scripturi a întrupării ca model de viață creștină, citiți Filipeni capitolul 2. Sunt multe certitudini legate de sărbătoarea întrupării. Și pe aceasta trebuie să plătim. Însă, dincolo de aceste certitudini, rămâne întrebarea
E sărbătoarea aceasta legitimă sau nu e legitimă? O sărbătorim sau nu sărbătorim? Dacă o sărbătorim, de ce o sărbătorim? Dacă nu sărbătorim, de ce nu o sărbătorim? În mod interesant, o singură informație mai avut din istoria Bisericii aici, principala sărbătoare a Bisericii primare în primele veacuri nu a fost sărbătoarea nașterii. De ce? Pentru că în primul veac nici măcar nu a existat în Biserica primară o sărbătoare a nașterii Domnului Iisus Hristos. Știți care a fost sărbătoarea principală a Bisericii primare în primele secole? Spuneți voi. Învierea. Învierea Domnului. În mod evident, nu poți să ai înviere fără să ai un trup care să moară. Nu poți să ai un trup care să moară fără să ai un trup care să se nască. Și întruparea legată de înviere, la pasa învierii, dar învierea este centrul creștinismului. În sensul acesta. Și sărbătoresc. Însă uitați-vă astăzi, care este principala sărbătoare? Mie mi se pare că e... Nu întruparea, Crăciunul. Crăciunul, pentru că ele sunt multe poștițe religioase și comerciale adăugate sărbătorii, dar e cea care stăpânește cele mai multe pasiuni, cele mai multe cheltuieli, cele mai multe... începe mult mai devreme, se sfârșește mult mai târziu, de la o zi s-a făcut o săptămână, de la o săptămână, o lună a cadourilor și după aia pe ecourile până mai târziu. Ridic cel puțin întrebarea ei, biserica din tâi, care aveau cele mai multe motive să sărbătorească nașterea Domnului. Auzeau povestea ei din Luna Mariei. Dar n-au sărbătorit-o. De ce? Nu vi se pare interesant? Răspund câteva concluzii la care am ajuns personal, nu vi le impun, dar dacă vă convinc, puteți să le luați. E un exercițiu pe care îl fac de ani de zile, să aduc gândul lui Hristos în direcția aceasta. În primul rând, consider personal că nașterea Domnului intră sub incidența Roman 14 și a principiilor pe care Pavel le avansează aici pentru abordarea părerilor îndoielnice. Ascultați puțin câteva versete din textul acesta. Primiți bine între voi pe cei care sunt slabi în credință și fără a purta dispute. Unul crede că poate să mănânce orice, pe când cel slab mănâncă doar legume. Și se referea, se pare, la iudeii care erau sub regulile iudaice. Deci nu se referea, nu faceți distinția artificială, nu se referă la cei care astăzi mănâncă de toate și cei care sunt numai vegetarieni. Ci se referea la cei care erau slabi în virtutea atașamentului lor față de vechea tradiție iudaică. Și aici spune cuvântul cel ce mănâncă orice să nu mai disprețuiască pe cel ce nu mănâncă orice, iar cel ce nu mănâncă orice să nu condamne pe cel ce mănâncă, pentru că Dumnezeu l-a primit. Și ascultați mai departe. Cine știu să-l condamne pe slujitorul altuia? Dacă stă sau cade, îl privește pe stăpânul său, însă el va sta. Pentru că Domnul îl poate face să stea. Unul crede că o zi e mai bună decât alta. Altul le consideră pe toate la fel. Fiecare trebuie să fie pe deplin convins în gândirea sa. Cel ce respectă o anumită zi, pentru Domnul o respectă. Cel ce mănâncă orice, pentru Domnul mănâncă, întrucât el îi mulțumește lui Dumnezeu. Iar cel ce nu mănâncă orice, pentru Domnul mănâncă și îi mulțumește și el lui Dumnezeu. Căci nimeni dintre noi nu trăiește pentru el însuși. Și nimeni dintre noi nu moare pentru el însuși. Dacă trăim, pentru Domnul trăim. Iar dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Știți ce spune acest pasaj? Spune că importantă este iubirea de Dumnezeu și pasiunea pentru gloria Lui. Iar iubirea de Dumnezeu și pasiunea pentru gloria Lui e compatibilă și cu a sărbători o zi și cu a nu sărbători o zi. Sunt oameni iubitori de Dumnezeu care sărbătoresc nașterea în felul în care o facem noi obișnuit.
Sunt oameni iubitori de Dumnezeu care nu sărbătoresc nașterea în felul în care noi o facem în mod obișnuit. Și Scriptura spune, nu avem dreptul să ne judecăm unul pe altul sau să ne disprețuim unul pe altul. În această chestiune. Pentru că nu-i poruncită de Scriptură, nu intră în zona a călcat porunca Domnului. Ba mai mult, cei care sunt mai discreți cu sărbătoarea și nu se iau cu valul, s-ar putea să se apropie mai mult de miezul ei. Și să duceapă pentru pare un stil de viață, nu o sărbătoare de zi. Sau o săptămână. Prin urmare, întrebarea nu este dacă sărbătorești sau nu, ci dacă în sărbătoria ta îl iubești pe Dumnezeu sau lumea. Sau în nesărbătoria ta te iubești pe tine însuți și lumea sau iubești pe Dumnezeu. Și Scriptura pe care am citat-o din Roman 14 îți ridică această datorie să te întrebi dacă tu sărbătorești întrumarea pentru Domnul sau pentru tine însuți. Căci așa spune Scriptura, cel ce respectă o anumită zi, pentru Domnul o respectă. Și dacă respectă pentru Domnul, forma în care își arată respectul acesta pentru gloria lui Dumnezeu, lucrarea gloriei lui Dumnezeu, nu mai e atât de important. Al doilea lucru pe care îl menționez aici, un sfat interesant al lui Pavel, în lumina căreia cred că e legitim să interpretăm detaliile de decorul din sărbătoarea noastră, e textul din 1 Corinteni, din capitolul 7. Contextul e cu totul altul, nu le explic, dar principiul îl extragem, pentru că principiul este din contextul în care a fost afirmat și poate fi aplicat în alte contexte. 1 Corinteni, capitolul 7, de la versetul 29 la 31. Ascultați! Aici e vorba de căsătorie, necăsătorie, cine, cum, tatăl să-și căsătorească, fiica, divorț, cam ăsta e contextul. Pavel spune, fraților, ce vreau să vă spun e că vremea s-a scurtat. De acum, cei ce au soții, trebuie să trăiască ca și cum n-ar avea soții. Text periculos, dar îl rup din context. Fiți foarte atenți ce faceți cu cuvântul, da? Cei ce plâng, ca și cum n-ar plânge. Cei ce se bucură, ca și cum nu s-ar bucura. Cei ce cumpără, ca și cum n-ar fi avut. Wow! Iar cei ce se folosesc de lumea aceasta, ca și cum nu s-ar folosi de ea. Căci chipul acestei lumi vremea s-a scurtat, chipul acestei lumi trece și vremele sfatul practic. Care-i sfatul aici? Care-i perspectiva? Toate lucrurile acestei lumi trebuie luate ca și cum n-ar fi. Și sugerez că tot ce ține de decorul exterior ale sărbătorii noastre are de-a face cu aceste lucruri ale lumii acestea în care trebuie să trăim, căci trăim în trup, trăim într-o societate, avem niște copii care pun presiuni pe noi și așa mai departe, dar trebuie să ne raportăm la ele ca și cum n-ar fi, ca și cum n-ar avea valoare, ca și cum nu pe ele ne-am plătit viața, nu pe ele ne-am plătit sărbătoare. Mai direct spus, femeia s-a scurtat. Curând vine realitatea. Pregătiți-vă să întâmpinați realitatea pe Hristos. Cum? Detașându-vă de umbre. Tot ce ține de decorul sărbătorilor noastre este umbră. Nu vă atașați de umbră pentru că veți dura atâta cât durează umbră. Atașați-vă de realitate. Mă întreb câți dintre creștini sau cei care se devin creștini când se va arăta Hristos realitatea, nu-L vor recunoaște. Pentru că în vremea aceasta în care timpul s-a scurtat,
s-au învățat să umble după umbre, nu și-au accesat privirea spirituală, să-L recunoască pe Hristos în viața lor, în sărbătorilor lor, pe El să-L sărbătorească, spre El să-L sărbătorească. Un exercițiu de aplicare mai specifică a bisturiului adevărului pe sărbătoarea noastră, pe organul sărbătorii, pe sărbătorii noastre, ar fi, sugerez să luăm textul din Ioan, capitolul 2, versetul 15-17. Și să nu gândim la modul general în care i-am înțat, ci să gândim la modul specific pentru apte sărbătoarea aceasta. Cuvântul spune aici, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, pofta firii, pofta ochilor, lăudărușenia vieții, nu este de la rău, ci este din lume, iar lumea și pofta ei trece. Dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în viață. Care este lumea din sărbătoarea noastră? Asta e întrebarea pe care Duminică Paschiul acesta aplicat la sărbătoarea Întrebării. Care este lumea din sărbătoarea noastră și care este voia lui Dumnezeu din sărbătoarea noastră? Observați aici locul bisturiului adevărului de a ne ajuta să separăm organul sănătos al sărbătorii de tumoarea lumescului din sărbătoare. Lumescul Crăciunului nostru trebuie urât și abandonat. Iar duhovnicescul sărbătorii întrupării trebuie restaurat, întărit. Trebuie iubit și împlinit. Cam asta este ideea pe care aduce acest pasaj, dacă îl aplicăm la modul direct în sărbătoarea noastră. Și aici intrăm într-o zonă și mai practică. Și întrebarea pe care o ridic este, cum ar trebui să arate o sărbătoare a nașterii centrată în Hristos, în care să mă bucur de Hristos, într-adevăr. Aici vorbim de două lucruri, vorbim de atitudini și vorbim de obiceiuri sau de practici. Ca să fie timp suficient pentru obiceiuri practici, care cred că trebuie să fie centrul de greutate acum în mesajul acesta, am să trec mai repede peste atitudini. Însă le amintesc și pe acestea. Ce fel de atitudini ar trebui să caracterizeze întruparea ca să fie compatibile cu mersul întrupării. Întâi și înainte de toate, faptul că Hristos s-a întrupat e o veste bună. E baza Evangheliei. Iar vestea bună e venită să nască în noi bucurie. Prin urmare, dacă intri în sărbătoare și n-ai bucurie, tu nu trăiești sărbătoare. Însă, bucuria trebuie analizată. Pentru că pot să fie motive de bucurie diferite decât motivul real de bucurie. De exemplu, nu dai un motiv de bucurie, nu? Când îi vezi pe doi tineri că se căsătoresc. Deci mai sunt unii bucuriști care zic vieții, nu știu ce fac. E, la multă se spune că discută slujitorii între ei și spune unul altuia, zice, căsătoria asta o să ia asta rău de tot. Și întreabă celălalt, de ce? Zice, socrii mari sunt suspect de bucuroși. Cu alte cuvinte, ideea din spate, bucuria lor nu era cauzată de bucuria normală asociată sărbătorii, ci erau niște informații superane, probabil. Niște lucruri nespuse, nerostite acolo, care îi făcea să fie suspect de bucuroși. Iar lucrul acesta, da, exemplul acesta simplu, nu ne spune că bucuria poate să aibă diverse surse, diverse motivații. Pe din afară vezi sub aceeași manifestare ca bucurie, dar poate să aibă diverse motivații. Unul poate să vină plin de bucurie și să strige cu amare, aleluia, în biserică. Și de fapt,
motivul real să fie faptul că i-am intrat la alte banii de vacanță și a primit mai mult decât se aștepta sau al trecerea sa. Și nici măcar el nu conștientizează că dacă nu a fi intrat, a fi intrat la o cuvinte de adunare, care-i Iisus ca mântuire care sărbătoare? Deci nu, nu e important doar să fim veseli în sărbătoare, ci e important să ne analizăm bucuria noastră. Că Scriptura spune în Neemia, bucuria Domnului va fi tăria noastră. În orice bucurie, bucuria Domnului va fi tăria noastră. Iar în Galateni 5:22 se spune, roada Duhului este bucuria. Dar nu numai Duhul rodește bucurie, ci și adevărul care pot să rodească o formă de bucurie, falsă, exterioară. Bucurie cu cârșme. Întrebarea este următoare. Dacă bucuria mea e acea bucurie autentică a lui Habacuc, conștiința poate fi goală. Hristos e sărbătoarea mea. Poate să mă încerce boala în trup. Trupul ăsta e pentru acum. Dar Duhul meu se bucură de Dumnezeu. Într-un drum, în covale, eu mă duc spre casă. Nu aici e locul meu. Prin urmare, mă voi bucura de Dumnezeu în mântuirii mele. În Cel care s-a întrupat pentru mântuirea mea. Atitudinea sărbătoare, bucuria. Dar bucuria care are o sursă bună. O altă atitudine importantă în sărbătoare este, sugerez, simplitate. Compatibilă cu întruparea. Ce ziceți? Am dreptate să nu. Am să vă demonstrez. În Vechiul Testament, simbolistica sărbătorii era asociată cu realitatea sărbătorii. Vă dau un exemplu. Exodul, masa pascală, masa de Paște. Ce era pe masa unui evreu de Paște? Spuneți. Mielul frit, după oricum. Mielul frit. Ierburi de amară. Azimile. Astea trei minute. Ce înseamnă mielul frit? Dumnezeu ne-a dat s-au uns ușurii ușii cu sângele mielului, ca îngerul morții să nu ne ia întâi născuți. Ce însemnau ierburile amare? Spune Dumnezeu, să mâncați ierburile amare fiecare an de Paște, să vă aduceți aminte ce mâncare ați mâncat în Egipt în robie. Și cât de amar a fost robia din care v-a scos Dumnezeu. Ce însemnau zilele? Fără la luat, aluatul simbolizează în acest context păcatul. Sărbătoarea trebuie sărbătorită în curăție. Observați, simbolurile sărbătorii erau în acord cu realitatea sărbătorii. Și în Noul Testament găsește același lucru la masa Domnului, când ai pâinea și vinul, pâinea care se frânge, vinul, sângele vărsat, trimit spre jertfa Domnului, simbolul are de-a face cu realitatea. De aceea nu ne modernizăm la masa Domnului și să luăm biscuiți și Coca-Cola la masa Domnului. Pentru că simbolul este important. Care este realitatea întrupării și care sunt simbolurile cele mai bune asociate cu ea? Dacă dăm răspuns la întrebarea asta, vom descoperi că realitatea întrupării e caracterizată de taină, de discreție, e caracterizată de smerenie, de simplitate. Vă amintesc scutecele în care și-a învălit Maria Pruncul, vă amintesc o beată fecioară, zicem noi, omenește, beată fecioară, necunoscută, o adolescentă evreică, aleasă de Dumnezeu să-i se facă har. Un grajd, un stau, o iesle în care să se nască Mântuitorul. Ne amintim că deși a fost bogat, spune 2 Corinteni 8:9, el s-a făcut sărac pentru că a prins sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. Și Ioan, capitolul 1, spune, el, Hristos, era în lume, dar cuvântul, dar lumea nu l-a cunoscut. Observați taina, discreția, simplitatea. Până și slava lui Dumnezeu când se arată, bucuria cerului se deschide puțin o fereastră spre cer, să se vadă bucuria cerului.
dar se deschide aici acolo, spre persoană, spre Simeon, spre Ana. Nu se deschide larg spectacolul cerului pentru toată omenirea să vadă. E discreție până și bucurie. Prin urmare, consider că sărbătoarea noastră trebuie să fie caracterizată de simplitate. Și, evident, sacrificii. Deci, întruparea, bucuria noastră este jertfirea lui Hristos. După cum spune Evrei, relând Psalmul 40, când a venit vremea să intre în lume Fiul, El a spus, în solul cărții este scris despre mine, tu mi-ai pregătit un trup, iată, vin să fac voia ta, Dumnezeu. Dar pentru Hristos, vestea asta bună a însemnat jertfă. A însemnat dezbrăcarea de sine, colire de sine, spune Pavel în Filipeni. A însemnat o colire intrece a fi însemnat aceasta, o punere în paranteză, cel puțin a unora din atributele sale dumnezeiești. O funcționare ca om, sub voia lui Dumnezeu, în puterea Domnului, dar ca om în trup, în împlinirea voiei lui Dumnezeu. A însemnat sacrificii. Prin urmare, ca atitudine, sacrificii trebuie să caracterizeze întruparea. Și cu aceste atitudini în minte, bucuria, simplitatea, sacrificii, s-ar putea să fie și altele, dar cred că astea sunt esențiale. Aș vrea să cercetăm câteva dintre practicile asociate cu sărbătoarea noastră. În primul rând, aș vrea să ridic problema ritmului premergător sărbător. Știți la ce prefer, că deja am intrat în el. Cu siguranță. Mi-am dat seama de asta când ne-am intersectat și eu cu familia mea și Stabil, cu Valui, și Cami, și Natasha în același magazin. El sau când. Deci am intrat deja inevitabil în ritmul acestei sărbători. Un lucru care nu încercează să mă uimească pe mine în sărbătoarea întrupării este cât de stinsă e adunarea în bucuria ei sărbătoare. Uluitor! Cât de stinsă, sfârșit, o stare de sfârșare în bucuria noastră. Și mă întreb dacă e normal. S-ar putea ca legătura să fie între ritmul vremei de două sărbători și apoi înfățișarea noastră cu resturile de energie înaintea lui Dumnezeu în sărbătoare, în adunarea publică. Personal, nu sunt victima ușoară a teoriilor conspirației aplicate la orice domeniu și orice lucru, chestii de astea cu mason, cu tare cum ajunge președinte și nu, și chestii de astea. Însă, în această perioadă, sunt convins că se desfășoară o conspirație demonică de amăgire a credincioșilor. De asta sunt convins. Și, cum spuneam, făceam referire înainte la 1 Ioan capitolul 2, versetele 5 la 17, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, și apoi îndemnul ca să îl iubim pe Dumnezeu și să facem voia lui Dumnezeu. Deci cu acesta ne învață că există două ritmuri diferite după care poți să-ți organizezi viața, după care poți să iei decizii, să-ți faci plan. Există un ritm al lumii și un ritm al voii lui Dumnezeu. Și dacă gândim textul acesta și această înțelegere a pasajului din 1 Ioan 2, în contextul sărbătorii, putem să vorbim mai specific. Există un ritm lumesc de a intra în sărbătoare și există un ritm duhovnicesc. Dumnezeiesc, după voia lui Dumnezeu, de a te apropia de această sărbătoare. Omul firesc e victima impulsurilor lui carnale. Își face planuri, ia decizii, investește timpul, cheltuiește banii în funcție de ceea ce dorește, necenzurat sau prea puțin cenzurat. Omul duhovnicesc este sensibil la vocea lui Hristos. Și pentru el și sărbătoare, mai important decât orice, e să-și păstreze canalele de comunicare deschise cu Duhul lui Dumnezeu, cu Duhul lui Hristos. Și voia lui Hristos îi fixează scopul în sărbătoare, iar când
acesta influențează felul cum își face planurile, cum ia decizii, cum investește timpul în numele Crucii lui Hristos și de dragul lui Hristos. El își cenzurează dorințele, renunță la sine. Unele dintre pretenții le abandonează ca să mențină un ritm duhovnicesc în apropierea sărbătoare. De aceea, unul firesc e manipulat. Prin lumea din exteriorul lui, Satan îl manipulează pe om prin dorințele lui. Și în felul acesta, Satan, cel care controlează lumea, în Ioan 5 spune, lumea asta ce în cerul tău. Satan, cel care a construit un întreg sistem în jurul nostru, ca să ne stârnească dorințe false, să nu le mai cunoaștem pe cele adevărate. Nevoi false, ca să nu le mai cunoaștem pe cele reale. Bucurii false, ca să nu mai căutăm bucuria adevărată. Satan face ca dorințele noastre stârnite, zice pofta firii, pofta ochilor, răbdărășenia vieții, ațâțate, scântărite de tot ce este în lume, să ne fixeze ritmul în sărbătoare. Omul firesc e manipulabil, omul duhovnicesc e o stâncă. Omul firesc e un niciot de lemn pe o apă, curentul lumii. Încotro merge curentul lumii, merge și el. E adevărat, e un cioc de lemn vopsit frumos. A rescris pe numele ei, Jesus loves me. Yes, I know. Dar e un cioc de lemn purtat pe curentul lumii, în felul cum se apropie de sărbătoare. Omul nu funcesc în sărbătoare, nu stâncă. El nu merge cu valul, nu merge cu curentul, curentul se expește în el, vrea să-l mute, nu poate, îl oprește, se reorganizează istoria în jurul lui, lucrurile în jurul lui, pentru că el știe în ce a apărat. Și el vrea să-l mână să atornic, chiar și să mână. Scopul lui Satan e ca în perioada aceasta oamenii să nu conștientizeze că nu sunt trupuri care au suflete. Noi suntem spirite, duhuri, care locuim într-un trup. Prioritățile sunt diferite. El ar vrea să pierdem gândul veșnicii, ar vrea să pierdem miezul sărbătorii, vrea să ne pierdem pacea, vrea să ne pierdem bucuria în perioada aceasta și vrea să ne pierdem energia. Căci dacă te consumi emoțional pentru tot felul de lucruri în perioada asta, tu ai numai o anumită bancă de emoții, o anumită capacitate de a simți. Normal că ești stins ca un fitil fără ulei când vii să te închid. De unde să aduci semne în închinare? De unde să aduci bucurie plină de pasiune? Tu ți-ai consumat pasiunile pe alte lucruri. Acum, câteva sfaturi practice în privința asta. Ce poți face? Întâi, fii conștient de valoarea timpului în perioada asta. Privește timpul ca pe o valută forte pe care avea și Dumnezeu și Mamona în perioada aceasta. Și fii cât poți de zgârcit. Nu poți să nu dai nimic chestiunilor care țin de trup, de mâncare, de decorul și de lucrurile astea. Dar fii cât poți de zgârcit cu timpul tău în chestiile astea și fii cât poți de generos mai departe cu Dumnezeu. La urmă, oamenii ce contează e dacă în sărbătoare te întâlnești cu Hristos, ești în comuniune cu Hristos, te bucuri de Hristos, rămâi în Hristos. Asta îți va da bucurie în sărbătoare. Apoi, privește cumpărăturile ca un rău necesar și părtășia cu Hristos ca o plăcere adevărată în perioada asta. Spuneți-mi voi dacă ăsta e secretul sărbătorii adevărate. Privește cumpărăturile ca un rău necesar. Îți va schimba felul în care le abordezi. Și privește părtășia cu Hristos ca plăcerea adevărată. Nu invers. Cumpărăturile ca plăcerea adevărată în perioada sărbătorilor. Iar părtășia cu Hristos ca un bine opționat. Apoi, spiritual vorbind, nu trăi ca în turna opelicea, trăiește ca în alea posibilă. Trăiește cu mentalitate de război. În momentul când tu ieși din casă să mergi la cumpărături, tu intri pe un tărâm minat, special conceput, gândit de viață
în evoluția societății omenirii, până la culminarea ei, când societatea mergea în care trece astăzi de față, specia a concepută ca să îți întindă mine să pierzi gândul veșniciei, interesul pentru Dumnezeu, interesul pentru sufletul tău, să strânească pofta firii, pofta ochilor și rogăciunea vieții. Când ești în casă și te duci la cumpărături, roagă-te! Sau du-te în Duhul, sau du-te cu Hristos. Dar înțelege că intri pe dărâm minat în care ești vulnerabil. Trebuie să te ascunzi în Hristos. Asta e teologia cumpărăturilor. Și vreau să vă spun că nu vă sfătuiesc lucruri pe care nu le trăiesc în privința asta. Dă-ți cât mai puțin mintea la lucrurile astea. Consumă de cât mai puțin pe lucrurile astea. Și vei vedea câte zbămâne pentru Hristos și pentru bucuria adevărată. Organizează-te. De multe ori, prosta organizare te face să consumi mai mult timp. Organizează-te. Ce poți să iei mai devreme sau mai mult odată, dacă ai lista, te salvează de oră de stat degeaba ca să cumpăr o singură chestie la coadă. Dacă te organizezi bine în perioada asta. Prețuiește timpul. Ce câștigi de la cumpărăturile rău necesare, tu poți să dai lui Hristos, familiei, relațiilor. Problema cadourilor. Hai că mă ating și de asta. Ar mai fi mai multe chestiuni. Însă, mă ating un pic de chestiunea cadourilor. Pentru că e luna cadourilor. Și stați liniștiți că și eu am pregătit cadouri și sper să primesc cadouri. Deci nu vin să Nu. Atunci trebuie să trăi din microfon pentru în favoarea cadourilor. E frumos numele luna cadourilor pe care am dat și pe noi creștini ne amăgește că e scriptural și e la copul Iesului. Până la urmă, omul meu, Hristos e dar cel mai mare, nu? Scriptura o spune nimeni. Problema mea cu luna cadourilor este că în realitate devine luna poftelor. Deci nu e luna cadourilor, ci luna poftelor. Și consider că aplicația este greșită dacă luăm felul în care Hristos ni s-a dat ca dar. Și acest adevăr privit superficial îl transformăm în pretext ca să facem o lună a cadourilor gândită după firea noastră și cum vor muștii noștri. Uneori Scriptura face ea un adevăr și face ea aplicație directă a adevărului respectiv ca să nu bâșbuim noi. De exemplu, 1 Ioan, capitolul 3, 16, spune prin aceasta cunoaștem dragostea lui Dumnezeu. Prin faptul că Hristos a murit pentru noi. Și apoi, imediat, aplicația, ca să nu fim în dubii. Cum se aplică acest adevăr la viața noastră? Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frații. Înțelegeți? Când Scriptura e un adevăr și îl aplică, nu trebuie să inventăm noi alte aplicații sofisticate. Ci trebuie să luăm aplicația pe care Scriptura o face și pe aia să o urmărim. Acum, la adevărul întrupării, este un loc în Scriptură care să ia adevărul întrupării și să facă aplicații directe la viața noastră? Este multe. Sunt multe locuri în Scriptură în care Scriptura aplică acest adevăr. De exemplu, 2 Corinteni 9. Harul lui Dumnezeu s-a arătat prin faptul că Hristos, care era bogat, s-a făcut sărac pentru ca noi, prin sărăcia lui, să fim îmbogățiți. Dar adevărul respectiv e pus în contextul a două capitole care vorbesc despre strângerea de ajutoare pentru sfinți. Cu alte cuvinte, dacă Hristos, care era bogat, s-a făcut sărac prin sărăcia lui, voi să vă îmbogățiți, aplicația lui, faceți-vă cadoul altora în familie. Aplicația e, uitați-vă la sfinții din Ierusalim care sunt în nevoie, care n-au ce mânca. Tu n-ai să-ți iei haine nouă de sărbător, nicio problemă. Ei n-au ce mânca. Vei împlini adevărul întrupării dacă vei da ca să-i ajungi pe sfinți. Observați ce aplicație directă face Scriptura.
adevărul Mântuitor. Și aici, întrebarea ei în decembrie, luna cadourilor, ce sens, ce fel de cadouri simbolii pe alții, găsesc că e normal în familie să ne cinstim unii pe alții și să ne facem cadouri unii altora. Problema aici în familie găsesc atunci când tot anul ți-ai ucis partenerul cu vorba, te-ai mâniat, ai fost mântu, ai fost mereu în competiție cu el, deși ești menit să faci echipă în lucrarea Domnului în viața de zi cu zi. Ați fost mereu acuțite, iar acum încerci să faci un dar care să acopere toate astea. Asta e limita la iubire, este darul ipocriziei. Ai putea la fel de bine să faci un dar mai temperat, financiar, dar să înveți pe de rost foarte tot, în Filipeni 2, de la 1 la 11. Ce înseamnă întrebarea și cum se aplică? Nu fiți plini de ambiție egoistă, de dorință, de slavă, de șartă. În familie, nu căutați mai folosul vostru, căutați-l pe altora, ridicați-vă unul pe altul, priviți-vă de jos în sus unul pe altul. În familie, să înveți pe de rost și apoi să treci așa. Fiind dar mai de preț în ochii lui Dumnezeu, în familie. Deci, dar ipocrite care se acopere neajunsurile noastre în relațiile noastre cu alții, între alții. Când ies din familie cu darurile, în ce fel ies? Sunt mai multe care. O să ies pe care a fost rădător. Ați pățit vreodată să faceți un dar cuiva, numai din dorința de a câștiga bunăvoința cuiva. Sau tot așa, de a repara ceva ce n-ai avut curajul să repara printr-o cerere de iertare sau așa. Mi s-a întâmplat? Cred că numai eu sunt mai nespiritual de aici și am făcut astfel de daruri sau am fost ispitiți de fapt. Asta e calea frustrărilor. Ești din familie și căutărești la oameni cu cercul limitat, nu poți să faci la oricine. Ești pe calea frustrărilor. O altă cale care se practică, ești pe calea obligațiilor. Ești într-un cer de obligații, și de voie, de nevoie, de bucurie sau strângând din dinți, știi că trebuie să faci un dar sau dar. E asta care are din creștine? E o aplicare a principiului întrebării, în felul cum dării? Mă întreb, dacă îmi fac un calcul să văd cât am dat pe dat, ce sunt? Noi suntem deja în fără pretențiile, reciclăm foarte ușor. Vai de cei care sunt copii, trebuie să aibă altă culoare în fiecare an. Îi compătrânesc. Vă sugerez, devenim mai spiritual dacă începem să întrebim globurile între noi, la lucrurile. Și banii pe care îi câștigăm din asta, să-i dăm în celor săraci, nu? Nu e o practică. Calculează, stăt cam dai pe așa și somii, eu vă dau pe alămele, nu ne mulțumim toți cu toate, ne luăm toți de la cei mai pretențioși. Dar, ok, nu e așa că e importantă calea prin care ieși afară ca să faci daruri. În ce fel ieși pe calea iubirii creștine? În care nu dai cel de la care primești. Și știi că vei primi. Cum ar fi să împlinesc Scriptura din Luca, care spune, la un moment dat, nu mai deschid acolo, în Luca 14, dacă dai o masă și inviți pe cei care știi că duminica viitoare te vor invita și ei la masă, de ce te-l-am iubit cu masa respectivă? Dar dacă pregătești o masă și mergi la cei care nu se așteaptă, la cei care nu merită, dintr-o anumită perspectivă omenească, și cheuciun și cheo, care știi 100% că nu te vor slăbi. E, atunci împlinește în cea iubire, spune Hristos. De ce să ieșim la afară cu daruri spre alții? Ca biserică, mă reproșez, a fost o nefastă suprapunere de plecarea mea și nu așa, nu am avut niciun proiect în care să angajăm resursele bisericii spre a ne îndrepta spre persoane defavorizate, zone defavorizate sau așa. Dar dacă nu s-au organizat ceva la nivel general, e mai mare responsabilitate la nivel individual. În ce fel vom împlini întruparea
în datele care le facem. Mai las doar urma unui sfat aici și aproape că mă opresc aici și de timpul foarte mult înaintat. Fii lumii întunericului superior mai înțeles decât fii lumii în anumite privințe. Avem de învățat ceva de la origine. Dacă ești într-un cerc de relații, de obligații fix, există astfel de lucruri și trebuie să ne asumăm. Este într-o familie lărgită care există obiceiul de a se face lucrurile astea. Sunt un cerc de prieteni relativ închis în care există obiceiul ăsta. Avem noi patima asta, nu știu, așa, de a face cadouri la toată lumea și așa, în cercul ăsta. În general, noi sunt o metodă simplă și mi se pare foarte onestă. Să se tragă bilețele și fiecare face cadou la unul singur. Fiecare primește și fiecare face un singur cadou. Scap de povara în cercul respectiv fix de obligații, de a gândi pentru fiecare pentru așa, te gândești, mă, cum să iau, ce să iau, ce să dau, ți-am vedeți cadou. Observați cum se combină atâtea lucruri care nu prea le face lucrurile lucrurile astea. Putea fi mai onest să dai o masă, cum face lucrurile în decembrie, toți care sunteți așa, familia recintă, dacă e obiceiul ăsta. Trage bilețele, spui eventual câte o dorință, încadrată într-o anumită zonă și fiecare primește cadrul, e bucuros ca comunicator și mai lejer un pic, toată. Să gândim să simplificăm puțin lucrurile, pentru că poverile astea ne mănâncă și nu mai avem timp să am energie de adevărat în sărbătoare. Sau pierdem Hristosul dintre lucrurile astea.